Grenada activă chiar sub pașii trecătorilor din centrul Ploieștiului. Proiectilul din cel de-al doilea război mondial în perfectă stare de funcționare a fost găsit de dimineață în pământ de câțiva angajați veniți să scoată rădăcina unui copac. Puțin mai lipsea și muncitorii ar fi lovit-o cu târnăcopul. Din fericire au văzut-o la timp. Pirotehniștii chemați de ei acolo spun că urmările ar fi fost dezastruoase dacă grenada ar fi fost atinsă de vreo unaltă. Dacă dădeam cu lucrurile sau tână cu bune? Au văzut-o băieții. Era la vreo 5 cm îngropat în pământ. 5 cm a fost distanța între viață și moarte. Cei câțiva angajați de la Serviciul de Gospodărire Urbană au dat peste explozibili la scurt timp după ce au început săpăturile într-una dintre zonele intens circulate ale Ploieștiului, fix în centrul orașului. Erau gata să lovească încă o dată în sol când au zărit o parte din proiectil. Păi noi ne-am dat seama că am făcut armata, băieții ăștia săraci, au vrut să joace cu ea. Defensivă, cu pătrățele, jumate îngropat în pământ. Nu m-am speriat, că eu știu, adică am făcut armata și cunosc. Desperiați s-au speriat însă trecătorii, care au des drumuri prin zonă. De pildă, proprietara unui magazin situat în apropiere. Cum să nu te speri? Te speri! Am sunat la 112 și au venit cei de la ISU. Dacă ai scos, da. Fără să-mi dau seama că... Ai luat-o în... Am luat-o. Pur și simplu. Din fericire, echipa de pirotehniști a intervenit la timp. Specialiștii au ridicat explozibilul în condiții de maximă siguranță. Grenada este în stare de funcționare, iar sub acțiune directă ar fi putut reprezenta un pericol, producând victime și pagube materiale însemnate. Pe o distanță de mai bine de 50 de metri. Experții cer ca toți cei care dau peste astfel de muniții să anunțe de urgență autoritățile.